Cadouri pentru copii speciale. 30 de familii din capitală care au la întreținere micuți cu nevoi speciale au primit daruri prețioase. Tablete integrate, jocuri interactive, cărți, materiale didactice și seturi de jucării. Toate pentru a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Pentru că încă ne confruntăm cu perioada pandemică, datorită gadgeturilor, cei mici vor putea asista online la activități de instruire sau sesiuni de recuperare. Donația a fost făcută de ambasada SUA în Moldova. Comunicarea, dar și sesiunile de recuperare psihoemoțională sunt vitale pentru acești micuți. Pandemia i-a țintuit doar în casă, iar cursurile puteau fi susținute doar la distanță. Din lipsa mijloacelor moderne, toate instrucțiunile specialiștilor erau comunicate părinților la telefon. În cea mai mare parte, reabilitarea nu a avut efect, iar familiile beneficiarilor nu își pot permite mai mult decât strictul necesar. Astfel, cadourile făcute de ambasadă i-au bucurat mult. Pe lângă tablete, copiilor le-au fost oferite diverse activități pentru dezvoltarea abilităților motrice și dezvoltarea personală. Este un suport foarte bun pentru acești copii și pentru noi este important să integrăm toți copiii, să le creăm aceleași oportunități și posibilități. Toți sunt diferiți, dar toți trebuie să fie egali. Vă mulțumesc și știu că urmează să colaborăm în continuare, avem proiecte frumoase pentru municipalitate. Edilul Capitalei a mai spus că în contextul incluziunii sociale ulterioare a copiilor cu necesități speciale se pune accent anume pe calitatea educației și recuperarea acestora. La rândul său, reprezentantul Ambasadei Statelor Unite a menționat că este o onoare să susțină acești copii. Când ambasada a primit această indicatoare, această request din municipale pentru ajută în această situație, Cu mare plăcere, cu siguranță, suntem onorați că susținere pentru copiii cel mai vulnerabil și pentru familia lor în această perioadă. Anterior, Ambasada Statelor Unite a donat 81 de tablete spitalelor din Republica Moldova.